Permisiunea noastră o să aduc mai aproape pupitul, pentru că am niște notițe și cred că e mai comod și pentru mine și pentru dumneavoastră așa. Mărturisesc că sunt un pic intimidat de tot ceea ce se întâmplă în jur și întotdeauna m-am întrebat de câte ori am fost pus în situația de a vorbi la un pic de carte, dacă dumneavoastră auziți ceva din ceea ce spun vorbitorii, pentru că târgurile de carte în ultima vreme au devenit târguri de zgomot. Iar cei care stau aici și mă gândesc că stați aici cu orele în fiecare zi, 10 ore, 12 ore, vorbesc din film. Prin urmare, eu vă mulțumesc mult că o să stați în fața mea, cei care o să rezistați încă câteva minute și o să mă gândesc că poate cei care rezistați nu o să auzi și o să spun, dar totuși o să stați doar ca să mă vedeți, ceea ce mă umple totuși de bucurie și poate salva pentru mine această seară. Eroul acestei cărți, Serotonina, se numește Laurent Labruscu, are 46 de ani, este agronom și locuiește undeva într-un cartier monstruos, producția acelei arhitecturi anilor 1970, care este astăzi odioasă și de neprimit, inclusiv în Franța. Eroi, precum toți eroii lui Welbeck, Florent este un bărbat singur, părăsit. În prima parte a cărții vedem cum va fi părăsit de soția sa, o japoneză pe numele Yuzu, și asta e o trimitere directă la viața personală a lui Welbeck. Probabil că știți sau nu, el este acum căsătorit pentru a treia oară cu o tânără japoneză, mult mai tânără decât el, și s-au căsătorit doar acum câteva luni. Doctorul tocmai prescrie personajului cel mai nou antidepresiv, un medicament care eliberează serotonina. În materia antidepresivelor se pare că acesta este un medicament revoluționar, dar totuși depresia continuă. Florin, după ce e părăsit de Yuzu, pleacă în căutarea propriului trecut. Femeile care l-au marcat, două sau trei, și prietenul din studenție. Welbeck e un scriitor ciudat. Într-unul din romanele sale, Posibilitatea unei insule, eroul său, care e o clonă, căci acel roman este însuită de mărturia lui Cliva, care este o clonă dintr-un șir nedefinit de clone, spune despre sine că este, citez, un Zaratustra al clasei de mijloc. În Franța, formula a făcut epocă și acum Welbeck este astfel caracterizat adesea. Avem, prin urmare, cartea Cliva, despre care lumea spune că este un Zaratustra al clasei de mijloc. Sigur, Welbeck nu vrea să întemeieze nicio religie, dar vrea să rostească un adevăr. Am crezut întotdeauna că a fi un mare scriitor nu depinde neapărat de talent, deci talent au mulți, nici de agenda sociopolitică care se citește printre rândurile scrierilor sale, de nu chiar direct în rândurile scrierilor sale. De asemenea, cred că a fi un mare scriitor nu depinde nici de editor, să mă ierte editora Comanitas, deși mulți scriitori astăzi cred că de asta depinde. Din punctul meu de vedere, a fi un mare scriitor înseamnă a fi un mare mărturisitor. Ce anume mărturisești are cumva o forță secundară. Important este să mărturisești cu forță, convingător, de nu chiar compleșitor. În cazul lui Welbeck, această forță a mărturisirii vine, nu mă îndoiesc, dintr-un lung șir de suferințe cauzate de sentimentul ratării. Însă ratați sunt mulți. Aș zice chiar că fiecare dintre noi are în bagajul vieții o sumă de ratări. În plus, mulți ratați își mărturisesc ratarea cu patos, cu voluptate. Ei bine, Welbeck nu e dintre ei. Welbeck mărturisește ratarea cu resemnare și încearcă meschin să găsească o soluție în cheie mică. Unele dintre personajele sale ajung chiar să se sinucidă sau cel puțin să nu aibă nimic împotriva propriului deces. Dar simți repede că pe Welbeck nu-l mulțumește soluția aceasta. Moartea nu poate în fond rezolva problema unei vieți ratate. Studiindu-l atent pe Welbeck, am înțeles de ce mărturisirea lui este mai puternică decât a celor mai mulți scriitori. Pentru că Welbeck ia asupra sa și mărturisește nu doar eșecul lui, ci eșecul unei trei generații, eșecul
Crepusculului Occidental post-1968. Generația 1968 cu revoltele ei stupide și cu ridicarea sexualității la rang de orice, sexul fiind forma supremă de libertate, de fericire, de frumusețe, ba chiar de moralitate, a distrus instituțiile clasice pe motiv că sunt taburi constrângătoare. Generația lui Welbeck, cea pe care o mărturisește, este cea imediat următoare. Cea care este atât de nevolnică încât, după cum spune un personaj al lui Welbeck din altă carte, nici măcar să distrugă nu mai este. Dar mai e ceva ce îmi place la acest mare și bizar scriitor. Așa ca el, mărturisitor pentru o întreagă lume, și trebuie anume vocație martirică pentru asta, veți recunoaște, mai sunt câțiva. Ian McEwan, de pildă, e un mărturisitor de aceeași anvergură, dacă vreți. În orice caz, în afara acestei puteri mărturisitoare excepționale, mai e ceva în scrisul lui Welbeck ce îl face să fie deosebit de toți ceilalți. Welbeck e profetul. Precizez imediat că profetismul nu înseamnă capacitatea de a predice viitorul. Sunt mulți autori care se joacă cu asta, trăind de pildă de la un timp moda distopiilor în literatură. Dar distopia nu e profetism, pentru că e pură fantezie. Iei ceva din realitatea recentă, amplifici, faci din acel ceva elementul determinant al unei ipotetice ordini sociale și adaugi multă, multă fantezie. Asta e distopia. Asta e, în celălalt sens, și utopia. Nu e vorba despre predicția viitorului în adevăratul și puternicul profetism. Profetismul este un exercițiu înainte de toate de realism. Orice om când evadează în viitor cu gândul, iese din realitate. Profetul însă are puterea de a vorbi despre viitor rămânând în realitate, pentru că realitatea viitorului există deja în prezent și el o simte. În al doilea rând, exercițiul profetic este întotdeauna un exercițiu moral. Cărțile lui Welbeck respiră judecată morală și o intensitate etică extraordinară după gustul meu. Prelungirea realității în viitor fără aportul fanteziei, acesta este profetismul real, puternic, cum e cel biblic de pildă. Iar în lumea de azi e greu să găsești un scriitor cu vână profetică mai puternică decât Welbeck. În toate romanele sale există o simptomatologie teribilă a decăderii civilizației occidentale. În Serotonină iarăși găsim asemenea simptome. Cultura antidepresivelor, prăbușirea sistemului fermelor individuale, o cultură care nu te mai ajută la nimic. De pildă, la un moment dat, personajul lui spune, mândru într-un fel, că a inventat ceva ce se cheamă telemanție. În Evul Mediu vă amintiți că exista, cred că și astăzi mai există obiceiul ăsta al unor oameni care, aflându-se în fața unei încercări în viață, deschid la întâmplare Biblia, pun degetul pe un verset, îl citesc și încearcă să găsească de acolo soluții și sensul. E un joc. E bine, personajul lui Welbeck a inventat telemanția. Asta înseamnă că stai la televizor, fața televizorului cu telecomanda, apeși la întâmplare să se deschide televizorul și prima imagine pe care o vezi pe ecran este ceea ce realitatea în care tu, sau mesajul în care tu încerci să găsești ceea ce ai de făcut. Astea sunt multe, multe alte asemenea simptome ale căderii civilizației. Dar poate că cel mai cumplit și cel mai greu de suportat simptom al decadenței din întreaga literatură a lui Welbeck, după părerea mea, e momentul de pedofilie al acestei cărți. Când Florent descopere că o fetiță de 10 ani satisface senină, cu plăcere, absolut relaxată, cu sentimentul unei anumite datorii, chiar aș spune, fantasmele sexuale ale unui bărbat de 50 sau 60 de ani. Știți că în scenariul oribil al pedofiliei, copilul e abuzat și prin urmare traumatizat. Ei bine, această pagină în care Welbeck surprinde acest moment, această întâmplare, mi se pare de o forță care te face să zaci. Dacă civilizația noastră a ajuns să producă asemenea copii, chiar că totul este pierdut. Iar Welbeck știe foarte bine că forța momentului vine din scurtimea lui. Și aici trebuie să laud încă o dată maestria lui de scriitor. E un romancier absolut fabulos. Știe foarte bine că în această simptomatologie cumplită a căderii culturii, civilizației occidentale,
așa ceva e de o forță extraordinară. Ei bine, nu ia loc mai mult de o pagină acestei mici întâmplări și a descoperirii pe care o face personajul în sensul ăsta. Sigur, pe parcursul carierei în Welbeck, unele coincidențe au amplificat ideea că e un vizionar, că e capabil să anticipeze viitorul. De pildă, un roman al său din 2001 se încheie cu un atentat islamist asupra unei stațiuni sud-asiatice pline de europeni și la câteva luni de la apariția acestei cărți are loc atacul de la 11 septembrie 2001. Un alt roman al său în care profețește despre dulcea supunere a Franței de către islam a fost lansat exact în ziua în a cărei dimineață a avut loc atentatul de la Charlie Hebdo. Acum acest roman pe care îl lansăm conține multe pagini în care descrise revolta fermierilor francezi împotriva unor regulamente europene cu străzi blocate și orașe paralizate, iată în plin fenomen al vestelor galbene. De fapt, paginile în care descrie deruta disperată a fermierilor francezi, prinși între agresivitatea marilor corporații agro și stupiditatea rigidă a reglementărilor Uniunii Europene, asemuind o stării animalelor crescute cu zecile de mii în ferme gigantice pentru consum, mi se par iarăși extrem de puternice. Welbeck este, cum spuneam, un fin tehnician al scrisului și cred că în acele pagini dă iarăși măsura măestriei sale. El la un moment dat face o apropiere între ochii puiilor care sunt crescuți în combinate cu zecile de mii, cu sutele de mii, înghesuiți în rafturi până la tavan unul lângă celălalt, ochii pe care iau acești pui și ochii pe care iau fermierii disperați când au ieșit să blocheze străzile. Este iarăși o scritură de o finețe și în același timp de o formă de o putere sugestivă extraordinară. Deci începe și această carte începe un urduș către punctul cel mai înalt, după părerea mea, care este confruntarea dintre fermier și poliție, soldată cu morți, nu anticipez, sper doar să vă incit să vă apropiați de carte. Dar să nu ne lăsăm păcăliți de coincidență. A zice, în ciuda faptului că Welbeck s-a lăsat pătălit de el, e de spus că atunci când a lansat romanul Supunerea, era dimineața la radio, era în primul lui interviu de lansare a cărții și a avut loc atentatul de la Charlie Hebdo. Scriitorul a fost atât de puternic impresionat de aceste coincidențe, încât din momentul acela a refuzat să mai dea interviu și până în ziua de astăzi n-a mai dat interviu la radio sau la televiziune. E invitat să scrie în presă și tipul șochează. Gândiți-vă că avem un scriitor, mare scriitor francez, care publică articole în care spune că îi place de Trump. Că îl socotește unul dintre cei mai mari președinți americani. Tot el a cerut recent ca Biserica Catolică să fie declarată Biserică Națională și catolicismul să devină religie de stat în Franța. Dar nu pentru că e credincios, ci pentru că, în opinia lui, doar așa poate fi stabilită invazia islamului. El e convins că odată ce islamul devine foarte puternic, poate chiar majoritar în Franța, islamul nu se va codi să se propună și să se impună ca religie oficială a Franței. Și el spune că asta să nu se întâmple, singura soluție este a catolicismul să ocupe locul. Cu alte cuvinte, locul care, cum știm, e vacant în Franța de religie națională, trebuie de altcineva, pentru că oricum în curând vine islamul și o să-l ocupe. În fine, Welbeck este citat de prieteni cu afirmații incendiare de susținere pentru Marine Le Pen. Dar totuși, la ultimele alegeri, el a făcut o declarație surprinzătoare și vreau să vă citesc, pentru că până la urmă tipul are și umor așa în sarcasmul și în pesimismul. Este așa. Că vreau sau nu vreau, fac parte din Franța care l-a votat pe Macron. Pentru că sunt prea bogat ca să mai votez cu Marine Le Pen sau cu Mélenchon. Curajul colosal al mărturisirii pentru întreaga civilizație, plus forța profetică de cea mai autentică extracție, ar face Tim Welbeck poate un personaj mistic, dar nu este așa. Deci lumea de azi nu mai poate produce personaje mistice, pentru că în lumea de azi credința în transcendent a pierit. Și asta
chiar ai sentimentul cu acest roman că cortina nu cade definitiv. Și mă bucur că Ovidiu a citit ultimele pagini, pentru că la aceste ultime pagini mă gândeam și eu. Sentimentul că, în general, că totul e pierdut, vântul e toată cartea. Și la sfârșit ai două paragrafe în care se gândește la Iisus Hristos și în care spune într-un fel, spune că îl înțelege. Și spune că poate soluția este să te jertfești pentru toți ceilalți. Poate. Și cartea se închide așa. Abandonul antidepresivelor este echivalat spre finalul cărții cu abandonul în gravitație după defenestrare. Și simt un an, primul roman al lui Houellebecq intitulat Extinderea domeniului luptei pe la început, că la începutul lui un personajul principal nu e deloc convins de un preot care pare un preot de onestitate și de un har indubitabil, nu e deloc convins că un preot îi spune că trebuie să te jertfești pentru alții și că soluția e credința în Dumnezeu. E bine, acum, 7-8 romane mai târziu și mulți ani mai târziu, Houellebecq încheie cu această mică deschidere. Ai senzația că ușa rămâne un pic întredeschisă, nu știm ce e dincolo și pentru mine, ca cititor al lui Houellebecq, asta mă face încă și mai nerăbdător să-i văd următorul roman, unde bănuiesc sau mă aștept că va întredeschide ușa ceva mai mult, ca să înțelegem și noi, poate, cum putem ieși din paradoxul acestei civilizații, care este, în același timp, cea mai bună, cea mai performantă, cea mai confortabilă, dar, din multe puncte de vedere, și cea mai căzută.